Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor din județul Hunedoara a validat în această săptămână 111 solicitări de stabilire a dreptului de proprietate privată. Membrii Comisiei de Fond Funciar au analizat cererile transmise de comisiile locale din 10 comune și orașe hunedorene și au stabilit drepturile de proprietate privată în suprafață totală de aproape 31 de hectare. În cadrul întâlnirii au fost analizate contestațiile depuse în baza legii, precum și evoluția cauzelor aflate în instanță. Următoarea ședință a Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor va avea loc în ultima săptămână a lunii februarie.